Depresia postnatală este o afecțiune ignorată în România, deși poate duce la adevărate tragedii. La spitalul Marie Curie a ajuns un bebeluș de nici 2 luni zdrobit în bătaie de mama sa, deprimată. Are mâini, picioare, coaste rupte, răni la cap și lovituri vechi, semn că a fost bătut încă de la naștere. Tânăra a fost arestată și este acuzată de tentativă de omor, însă psihologii atrag atenția că astfel de cazuri nu sunt o raritate. Mamele dezvoltă adevărate psihoze, iar chinul lor și al bebelușilor ar putea fi prevenit cu un simplu test înainte de externare. De ce l-ați bătut? Nu, decât atât, a declarat, copilul plângea și l-a trântit în pat, în pat, nu în jos. Regretați că l-ați bătut? Cum să fi căzut acimentul ăsta? Ia uite! Dă vina pe o depresie post-natală, ea fiind și la singurul și primul copil. Un copil născut prematur a ajuns după mai bine de o lună și jumătate de viață din nou la spital. Mama, o tânără dintr-un sat din Dâmbovița, l-ar fi izbit de tăblia patului pentru că băiețelul nu se oprea din plâns. A fost internat la secția pediatrie a Spitalului Municipal din Târgoviște, ulterior fiind transportat cu ambulanța la Spitalul Marie Curie din capitală. Bebelușul a ajuns în comă la București. Avea fracturi la mâini și la picioare, coastele rupte, hemoragie craniană și toracică. Copilul a fost internat cu stare generală gravă. Suspiciunea a fost de agresiune din partea aparținătorilor. Încă de la naștere, viața copilului a fost pusă în pericol. A avut doar 1,6 kg. A stat internat o lună în spital. Doar că odată externat, a început să primească bătăi crunte din partea mamei. Vă pare rău acum de ce a făcut? Din ce cauză l-ați bătut? Cu ce v-a deranjat? Tânăra de 25 de ani a fost reținută și în timpul audierilor a dat vina pe depresia în care ar fi intrat după prima naștere. Din motive și hormonale, dar și psihologice, mama pierde contactul cu realitatea. Îl vede ca pe o greutate și ca pe motivul nefericirii. Femeia era singură în casă cu bebelușul când l-a lovit. Partenerul ei de viață muncește alături de frații lui ca să-l crească pe cel mic. Dacă a făcut așa ceva, să suporte consecințele. Asistenții sociali susțin că, deși au făcut mai multe vizite familiei, nu și-au dat seama că mama ar putea să-și chinuie copilul. Curat, foarte curat. Chiar m-a uimit că așa un copilaș frumos. Frumos, dar cu urme mai vechi de lovituri pe trup, spun medicii din București după ce au văzut radiografiile copilului. Pe radiografii și tomografie au apărut fracturi vechi consolidate, care se vindecaseră, dar ele rămân ca imagine radiologică. Mama a fost arestată pentru tentativă de omor și ar putea să piardă și drepturile asupra băiețelului. Copilul o să-l îngrijiți dumneavoastră dacă ea va fi arestată? Da, dacă ne-l dă cu toată plăcerea, pentru că e un suflet.